Bucuroși și eliberați sau triști și reținuți, așa au ieșit din săl cei 1322 de candidați înscriși la specializările medicină, medicină dentară sau farmacie. Chiar dacă examenul a trecut, emoțiile se vor risipi când va avea loc repartizarea pe posturi la nivel național. Cei mai mulți dintre candidați au fost surprinși de gradul ridicat de dificultate al examenului din acest an. Mai greu sau mai ușor decât mai greu? Mai greu decât mă așteptam, da. Punctaj? 650. Mulțumită? Nu. Ce vreți să faceți mai departe? Să profesez pe stoma. Adică nu sunt condiționată de acest rezidențiat. A fost de dificultate medie. Nu a fost nici mai greu sau dificil. Mai ușor decât așa. Să fie mai mult de detaliu. Au fost chestii mai generale, dar a fost bine. Ce punctaj ați? 722 de puncte. Mulțumită? Mulțumită. Punctaj? 707. Mulțumită? Se putea și mai bine. Ce vă propuneți mai departe? Ce vreți? Nu m-am gândit încă la asta. Am așteptat să văd dacă o să iau rezidențiat. A fost mai greu decât mă așteptam, dar în principiu a fost foarte bine. Examenul de rezidențiat s-a desfășurat în 6 centre universitare, București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Pentru a promova examenul, tinerii mediciniști trebuie să obțină cel puțin 60% din punctajul celui mai bine clasat la nivel național. Am oferit condițiile de susținere a acestui examen național pentru 530 de absolvenți de medicină, 230 de absolvenți de medicină dentară și un număr foarte mare de farmaciști, cărora li se oferă această șansă de a deveni medic specialiști și se pare că a stârnit un real interes în rândul lor. La nivel național, în sesiunea 2021 a rezidențiatului s-au înregistrat 12.564 de candidați pentru 5.949 de locuri. Cea mai mare concurență s-a înregistrat la farmacie, 3,8 candidați pe un singur loc.